Într-o familie mare, dintr-un sătuc ca multe altele de prin podgoriile sudice, se născuse o copilă care la început nu se deosebea prin nimic de semenii ei. Gângura prelimba ei și își vedea de joacă. Tiu, să nu fie de ochi, dar copila noastră a venit fără pretenții la viață, spunea mirată maica sa. În schimb, ochișorii umblau ca două mărgelușe. Totul vrea să vadă, pe toate să le înțeleagă. Părinții, mereu preocupați de grijile familiei, nici nu observase cum nenuța lor a crescut. Fata se atășase mai mult de taică-său, care moștenise de la părintele lui o ferărie și meseria de coval. Îi plăcea să meargă în atelierul tatei, să urmărească cum dintr-o bucată de fier înroșit în foc, cu ajutorul unor ciocane, apăreau niște figuri minunate. Cu tata a început să împletească paniere, plase de pescuit, diferiți ciupici. La început, luase acul mamei și cu răbdare învățase să repete după ea cusutul. Iernile se așeza lângă ea și urmărea cu atenție cum dânsa coase, în cruciuliță, cum brodează, cum îmbină culorile. La școală se lipise de o mătușă învățătoare de la care deprinsese să coase goblen. Apoi trecuse cu învățătura la bunica, deprinzând țesutul. Trecea suveica printre ițe ca una mare, bătând firele de lână la statele. De la tata mai deprinsese să împletească bice, cănăfuri pentru cai, să asambleze harnășamente. Și de ce s-ar fi apucat copila, îi reușea. Fiind deja mai măricică, a început să gătească bucate după rețete. Vecinele o lăudau. Fata asta n-o să se piardă în lume. Și părinții au decis să o dea mai departe la școală. A venit Nina în târg și a pus în traistă de prinderile și a intrat la carte. Învăța foarte bine, fiind obișnuită de mică cu întâietatea. Dar ceva parcă nu-i ajungea copilei. Într-o zi, fata a intrat la biblioteca Ovidius de pe șoseaua Hâncești. Aici găsise multe cărți de care avea nevoie, legase prietenie cu bibliotecarele și cu alte fete din dealul Schinoasei. Încetul cu încetul, Nina a început să le învețe diferite șmecherii cu mărgelușe, paiete și alte materiale. Ideea a prins. În scurt timp, în jurul fetei se adunase de la copilițe până la femei în etate. Și atunci Nina a creat un club al mâinilor dibace, numindu-l Miracol. Și pe bune, Miracolul corespundea denumirii sale. Membrele clubului confecționau brățare, pom decorativ, broșe de prins în păr, ce numai nu le propunea meșterița să facă. Fata absolvise instituția și ajunse iscusit tehnolog la o fabrică de confecții. Și chiar dacă munca îi răpea mai tot timpul, duminicile și le rezerva cu fidelitate clubului său de la Biblioteca Ovidius. Acum studiază confecționarea ieilor și a cămășilor naționale. Cum reușește Nina să le facă pe toate? Uite că reușește! Pe când alte fete se plâng de greutăți, ea a mai apucat să învețe la o facultate. Ce înseamnă disciplina, deprinderea de a munci de mică? Cel ce nu are dragoste de ceva, niciun timp nu-i ajunge. Meseria însă trebuie să o iubești și atunci ea face minuni. Învață acest lucru de la Nina.